Ascultat-o atent pe doamna avocată și aș spune următorul lucru. Vârsta de la care trebuie să intre un copil în cunoștințele vieții personale trebuie să fie într-adevăr vârsta de 14 ani. Atunci este și vârsta când un copil primește buletin de identitate, dar este și vârsta pubertății când războiul hormonilor intră în trupul lui și începe să-și facă activitatea biologică. Legat de problematica părinților, să știți un singur lucru, ca om care spovedesc tot felul de vârste și tot felul de persoane, începând de la copii de 7 ani, cum se recomandă spovedania în biserică, și până la vârsta maturității, să știți că, într-adevăr, la vârsta de 12-13 ani, ei iau pentru prima dată contact cu lumea pornografică. Un lucru care nu-l putem ascunde sau nu-l putem palma sau ne face că nu-l vedem. Dar, în schimb, am constatat și același lucru, că în momentul în care avem de-a face cu niște părinți responsabili sau cu niște părinți care își educă copiii într-un mod civilizat și moral, ca să spunem, poate chiar etic sau din punct de vedere al valorilor familiei, în sensul că ei cresc în familie, trăiesc în familie, învață în familie, părinții pun accent în primul rând pe două lucruri. Unu, copilul să fie educat prin învățătura pe care a dobândit-o în sânul familiei, să pun accent pe școală și pe valorile intelectuale în ceea ce se va forma ca om, iar după ce au împlinit vârsta de 12-13 ani, eu nu cred că este o rușine ca mama să vorbească cu fetița sau tata să vorbească cu băiatul, pentru că am întâlnit dialoguri în care tatăl i-a spus: vezi că ai o vârstă, nu te ascunde că vezi filme pornografice, nu-ți folosesc la vârsta aceasta. Adică nu-i momentul potrivit să accentuăm un lucru care nu și-are încă temelia. N-ai o casă, n-ai o masă, tu nu știi să conduci o familie, nu știi să întreții o familie, nu se pune problema. În schimb, noi ne luptăm cu ceea ce numim hormonii. Ei, aici cred că este nevoie de două lucruri. Avem atâtea cadre sanitare, să spunem, profesorul de specialitate, endocrinologul, pentru că aceasta se ocupă endocrinologia, și avem doctorul de boli venerice, care poate fi prezent în liceu, la clasele, să spunem, întâi, de la 8 în sus până la clasa 12-a, unde, separat, în ore speciale, cu fetele separat, se poate vorbi tot ce ține de etica feminină, și separat cu băieții, separând clasa de genul feminin, genul masculin, să se discute din punct de vedere endocrinologic și medical cu băieții tineri, ceea ce ține de problematica endocrinologică a vârstei de pubertate spre adolescență. Și atunci nu este o greșeală și nu cred că este un abuz, dar, într-adevăr, cum spunea domnul Titus Corlățan, noi nu avem ce căuta cu educația sexuală de la 1 la 7 ani, unde copilul are inocența, rușinea, sfiala, pudicitatea și mintea lor este ca un burete. Ne arată toți psihologii marei lumii că ei culeg și îmagazinează orice informație. Iar în momentul în care i-am bombardat prea agresiv cu aceste imagini, le redescoperim războiul minții, îi bombardăm cu imaginația și cu rațiunile grele, și atunci îi facem curioși exact ca la pomul binelui și răului. Îi interzis, ia să văd ce e acolo. Dar în momentul în care noi îi păstrăm curăței la minte și ei trăiesc într-un mediu sănătos, când mintea se maturizează, primește altfel informația. Că noi întâi dăm treapta, bacalaureatul, și apoi devenim studenți. Nu suntem întâi studenți și apoi facem clasele 5-8. Mulțumesc, părinte, pentru moment. Foarte importantă această dezbatere. Avem deja